Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul deputat Daniel Gheorghe despre ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României în legătură cu votul pentru legea referendumului pentru definirea în Constituție a căsătoriei ca fiind o uniune liberă între un bărbat și o femeie. Mai întâi aș vrea să vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat concret ieri la votul din Parlament. Da, o să vă explic situația, o să iau pas cu pas ca să vedeți întreg contextul și să putem avea o privire de ansamblu. Începând luni, am avut dezbaterea în Camera Deputaților a proiectului privind inițiativa cetățenească pentru revizuirea Constituției. Dezbatere și vot pe amendamente. Acolo am avut și eu o intervenție care am susținut familia și acest proiect. A avut o intervenție și colegul meu, deputat de Timiș, de la dumneavoastră, domnul Benoni Ardelean, au fost cei de la PSD, domnul Nicolicea, mai mulți, așa, și a fost odată colegul nostru, Gabriel Andrănache, care a propus un amendament care oarecum contrazicea principiul în baza căruia s-a făcut acest demers pentru revizirea Constituției. Amendamentul respectiv a fost respins, inclusiv cu votul a unui număr important de parlamentari liberali. Și după acest moment s-a încheiat dezbaterea particole și s-a trimis proiectul de lege spre votul final. Vreau să menționez că în cursul acestei dezbateri domnul Marton Arpa de la UDMR a intervenit și a invocat un potențial conflict de competențe, dat fiind faptul că nu există în Constituție nicio prevedere clară cu privire la care este prima cameră sesizată în vederea acestei proceduri de revizuire a Constituției. Și aici au intervenit o serie de controverse. Ideea aceasta de conflict de interese, conflict de proceduri, conflict de nu știu ce, de competențe. Procedural. Da, deja când oamenii au avut cuvântul conflict, deja toți tremură. Dar există da, și anumite limite care... Că vă explic care e faza. E chiar interesant. Ce se întâmplă? Este prima dată după 1991, când avem noua Constituție, și prima dată în 27 de ani de la Revoluție, când noi în România avem o procedură de revizuire a Constituției pe cale cetățenească. Și pur și simplu, textul Constituției nu este foarte clar în ceea ce privește care este prima cameră sesizată în dezbatere și adoptare și dacă vreuna dintre cele două camere are caracter de cameră decizională în raport cu cealaltă. Ideea este că este primul act de acest gen, pentru că întrebările pe care le puneau și ascultătorii ieri, domnule, dar de 27 de ani ei habar n-au care e prima cameră în care să se dezbată, dar am înțeles, este prima dată. De exemplu, interpretarea pe care o susțin și eu este aceea că nu avem aici pe această procedură ceva cum ar veni cameră nedecizională, să spunem noi deputații, și cameră decizională Senatul, și că am avea camera 1 și camera 2. Dincolo de chestiunea cu decizional-nedecizional, mai e o întrebare tot pe procedură. Care e camera 1, care e camera 2? Dar fiind faptul că textul Constituției nu este foarte, foarte clar nici în acest aspect. Și ieri au intervenit niște discuții tot în cadrul Comisiei Juridice și spre a soluționa acest potențial conflict de competențe. Și știți care este de fapt problema? Cei care nu doresc ca acest proiect să se transforme în referendum și apoi să fie transpus în legea fundamentală, sunt foarte atenți la aceste chestiuni procedurale și probabil primul lucru pe care l-ar face în momentul în care întreaga procedură în Parlament ar fi încheiată, ar fi acela de a contesta la Curtea Constituțională și pe toate căile juridice posibile acest demers. Cu siguranță. Pe elemente de tip procedural. Și s-a recurs la această soluție in extremis, care a fost acceptată de toate grupurile politice parlamentare. Care grupuri politice parlamentare? Știți foarte bine că și-au exprimat adeziunea la acest proiect de revizie a Constituției spre a fi trimis spre analiză în prima ședință, probabil, a Birourilor Permanente Reunite. Birourile Permanente înseamnă Birou Permanent al Camerei Deputaților plus Birou Permanent al Senatului și
și acolo să se clarifice odată pentru totdeauna dacă există o cameră 1, o cameră 2, dacă există o ordine de preponderență între una sau cealaltă cameră și totodată în cazul în care mai se iscă vreo problemă de acest tip, s-a luat în calcul, dar nu este cert, și chestiunea dacă, fiind vorba de o chestiune care implică ambele camere, să se constituie o potențială comisie de mediere, dacă lucrurile nu sunt foarte clare în biroul PNR reunite, să meargă procedura către una de cele două camere spre a fi finalizată, probabil s-ar recurge și la o chestiune de mediere. Spun asta deoarece, conform textului Constituției, de exemplu, textul care intervine, care iese dintr-una dintre cele două camere sesizate, trebuie să fie identic cu textul ieșit din cealaltă cameră. De asemenea, s-a pus și problema că ar fi posibil o variantă în care în ambele camere să se parcurgă procedura juridică de adoptare și procedura de vot democratic în același timp. De aceea spun că a fost o situație deosebită încurcată, pentru că este o premieră această inițiativă cetățenească și de aici se pot naște tot felul de situații juridice și mai ales constituționale care pot împiedica acest demers. De asemenea, un alt aspect foarte, foarte important pe care vreau să-l subliniez, la votul final este esențial ca votul să fie unul de adoptare în ambele camere. Dar cum? O adoptare cu două treimi din numărul total al membrilor camerei respective, din nu două treimi din cei care sunt în sală. Și iarăși aici s-au pus anumite semne de întrebare la momentul respectiv, pentru că erau unii care se spuneau că acest lucru este obligatoriu, alții spuneau că o cameră trebuie să fie decizională. Nu, probabil avem camera 1 și camera 2 și avem de trecut prin acest procent însemnat în ambele camere. Eu aceasta cred că ar trebui să fie soluția pe care să o adopte în final și birourile permanente reunite spre a finaliza procedura parlamentară în cazul acestui referendum constituțional. O altă problemă care a fost un argument important la trimiterea aceasta care a avut loc ieri, a fost faptul că în momentul în care inițiativa a ajuns la Senat, noi eram aproape, țin minte, eram deja în campanie electorală și a trecut cu bine de Comisia Juridică de la Senat, a trecut cu bine toate comisiile de avizare și apoi a fost livrată la Camera Deputaților. Atunci această mutare, să spunem, a procedurii de referendum către Camera Deputaților, care s-a presupus la acel moment că ar fi prima cameră, urmând ca Senatul și cea de-a doua cameră sesizată pe fond, nu a fost însoțită de o argumentație juridică și constituțională. Deci, pur și simplu, inițiativa a fost trimisă către noi, către Camera Deputaților. De aceea v-am spus așa, ca să vă arăt întreg tablou acesta de potențiale conflicte de competențe, nu de interese, nu de natură, da, juridico-penală. La final, ultima întrebare. Există, ne putem gândi la un calendar de rezolvare a acestei probleme? Da, eu cred că lucrurile astea se pot rezolva în actuala sesiune parlamentară. Pur și simplu avem nevoie actuala de sesiune ordine. Ce înseamnă? Următorii 4 ani? Sau nu, până în vară? Până la vară. Doamne ferește, până la vară. Până la vară. Asta ar însemna legislatura care mai are 3 ani. 3 ani și. Da. Se poate, lucrurile se pot parcurge rapid. Au mers foarte bine în comisii. Dezbaterea de plen care a avut loc luni a fost una foarte, foarte productivă, în care noi toți, indiferent de grupurile parlamentare în care facem parte, am afirmat că susținem acest referendum și susținem valorile pe care foarte bine dumneavoastră societatea civilă le apărați ca și creștini și români. Și pur și simplu trebuie clarificat, trebuie închis orice potențial risc de conflict constituțional ulterior, apoi procedura finalizată în ambele camere și lucrurile pot decurge rapid, mai avem practic aprilie, mai, iunie, luni în care Parlamentul lucrează și
în care lucrurile se pot rezolva prompt și fără niciun fel de probleme. Să ajute Dumnezeu. La final, ultima întrebare. Ce părere aveți? Cei care au votat, au votat pentru că i-a îndemnat conștiința lor sau de teama celor 3 milioane de alegători să nu se pună rău cu alegătorii? Sincer. Cei care au voința politică de a promova acest referendum. De a promova acest referendum, da, este... Mă bucur că mi-a spus această întrebare și este o întrebare de fond. Eu personal și foarte mulți din colegii mei o facem în conștiință, indiferent de cultele cărora aparținem și de zona țării din care provenim. Și vreau să mă... Unul lucru care mă bucur, că am văzut oameni în toate partidele care susțin această cauză, este o cauză de interes general, când vorbim de valorile creștine, nu mai contează dreapta și stânga. Dar sunt, bineînțeles, și lideri politici care au gândit acest lucru în context electoral, pentru că avem de-a face cu 3 milioane și jumătate, tot semnături, ceea ce înseamnă foarte mult. Înseamnă cu aceste voturi un partid, dacă ar fi un partid care să strângă toate aceste voturi, a luat probabil 40% la alegerile parlamentare și ar putea guverna în România. Deci, ce se întâmplă? Sunt multe motivații. Sunt foarte mulți colegi de bună credință care spun în felul următor, da, domne, așa e firesc, așa e normal, mergem pe asta, ce așa e și din comun, să schimbăm conștient direcția asta. Sunt anumiți lideri politici din partide diverse, dar sper eu cât mai puțin, care au gândit, da, că trebuie să nu pierdem în vedere faptul că există un potențial uriaș electoral de partea celor care au semnat această inițiativă. Sunt oameni de toate tipurile, de toate felurile. Există o diversitate de persoane care au semnat această inițiativă, dar există și foarte mulți colegi care au semnat din conștiință și din faptul că ei cu adevărat cred în aceste valori și vor să le apere. Cum este, permite acum să nu fiu modest și să spun, este și cazul meu. Și chiar ar fi foarte interesant, v-aș recomanda, să urmăriți dezbaterea care a avut loc luni în Parlament. Au fost niște puncte de vedere foarte interesante și chiar această viziune de susținere a familiei și a valorilor creștine a fost cea care a izbândit în Parlament. Așa că am încredere că și la votul final va fi la fel, la momentul respectiv. Sper ca toți colegii să se mobilizeze, pentru că e foarte importantă mobilizarea. Vă dați seama că aici avem nevoie de număr, practic. Aici nu se pune problema de pur și simplu să treacă sau să nu treacă, cum ar fi la un proiect legislativ. Avem nevoie de un număr foarte mare de colegi. Sper că toți se vor mobiliza la momentul respectiv, vor veni și vor da un vot democratic, un vot firesc, pentru că e vorba de să respectăm un drept cerut de popor, dreptul de a delibera asupra unor probleme de interes constituțional. Dincolo de dreptul acesta firesc, este mi se pare un lucru anormal să legiferezi așa ceva. Probabil că străbunicii noștri în urmă cu 100, cu 200 de ani nici nu le-ar fi trecut prin cap evident așa ceva. Dar astea sunt vremurile pe care le trăim. Da, dar noi trebuie să ne apărăm valorile și să nu ne dăm înapoi, să nu mergem înainte, pentru că cred că Dumnezeu va fi alături de noi întotdeauna și Dumnezeu ne va arăta care cea dreaptă. Dumnezeu să ne ajute, mulțumim frumos! Vă mulțumesc și eu, toate cele bune! Am avut legătura telefonică, stimați ascultători, cu domnul deputat Daniel Gheorghe, care ne-a explicat pe larg cum au stat lucrurile la votul de ieri în privința legii referendumului pentru modificarea Constituției în sensul definirii familiei ca uniunea între un bărbat și o femeie. În continuare avem legătura telefonică cu doamna deputat Florica Cherecheș. V-aș ruga să ne spuneți, domnul deputat Daniel Gheorghe ne-a explicat cum au stat lucrurile, v-aș ruga să ne spuneți și din punctul dumneavoastră de vedere ce s-a întâmplat de fapt ieri în Parlament. Ieri în Parlament a fost o situație destul de ciudată. Se pare că încă suntem într-o stare de confuzie și este absolut regretabilă în ceea ce privește competențele celor două camere ale Parlamentului cu privire la adoptarea unei astfel de inițiative. Nu a mai fost o asemenea situație și ca atare nu avem prevăzută în regulament o procedură standard și s-a mers mult pe interpretare. După ce în plenul Senatului s-a decis acum câteva luni trimiterea la Camera Deputaților ca fiind prima cameră sesizată,
Acum s-a spus că nu sunt de fapt argumente nici legale, nici constituționale ca să fie considerată prima cameră Camera Deputaților. Și pentru a se pune de acord odată pentru totdeauna și să finalizăm această procedură care se plimbă așa prin Parlament dintr-o cameră în alta, s-a hotărât trimiterea inițiativei la birourile permanente reunite și acolo se va discuta și se va găsi soluția potrivită cu regulamentul camerelor în față, cu Constituția în față, în așa fel încât să se decidă care este de fapt calea de urmat și cum putem să finalizăm cât mai repede procedura. Și să se evite orice fel de contestații ulterioare. Da, pentru că dacă există ceva ce s-ar putea invoca apoi ca argument pentru a se contesta, sigur că ar trebui să gândim dinainte acele probleme, să eliminăm orice fel de problemă, să anunțăm să fie totul o procedură foarte transparentă și foarte bine argumentată. Acum știți foarte bine, au apărut în presă declarativ partidele, majoritatea partidelor și partidele cele mari, susțin această inițiativă. Există protocol încheiat între Coaliția pentru Familie și cele trei partide mai mari, respectiv Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și ALDE. Și ce să spun, în calitatea mea de parlamentar, de deputat PNL, susțin acest lucru, sunt și președintele grupului ecumenic de rugăciune, am discutat în ultimele noastre întâlniri despre această susținere și facem parte și dintr-o familie europeană care susține familia și chiar la baza, la fundamentul partidului nostru, în statutul nostru, scrie că familia este de maximă importanță. Sunteți mamă a 4 copii și bunică a 4 nepoți. Ce părere aveți în urmă cu 100-200 de ani străbunicii noștri s-ar fi gândit la o asemenea și în vremea respectivă cred că s-ar fi numit inepție să definești familia în Constituție? Cum credeți că ar privi, dacă ar auzi cineva care a trăit prin anul 1900 în România, această zbatere și dezbatere și inițiativă și 3,5 milioane de semnături și tot ce se face pentru definirea unei chestii absolut normale? Cum credeți că ar comenta așa ceva? Cu siguranță li s-ar părea foarte ciudat, li s-ar părea că este firesc să se gândească la familie ca fiind constituită prin căsătoria între un bărbat și o femeie, pentru că acum 100 de ani nu exista nici trăirea asta în concubinaj și care să persiste și să dureze ani de zile. Nu existau toate aceste porniri care le avem acum și aceste mișcări LGBT. Dar, vedeți, lucrurile s-au schimbat, societatea s-a schimbat și acum este foarte bine când oameni din societate care își dau seama că există o amenințare reală asupra familiei normale, aș zice, așa cum o vedem noi, parcă aș evita cuvântul tradiționale, atunci oamenii din societate s-au ridicat și au venit cu această inițiativă. Este lăudabilă inițiativa și sper din toată inima că noi, reprezentanții cetățenilor în Parlamentul României, să înțelegem și să susținem acest demers și să dăm această lege de organizare a referendumului, pentru că este important totuși ca familia să fie clar definită. Se pare că este tot mai important acest lucru. Dacă nici acum 10 ani nu era o problemă și toată lumea când se gândea la definiția actuală, anume căsătoria între soți, toată lumea se gândea exact la un bărbat și o femeie, deja nu. Unii se pot gândi la mai mulți, unii se pot gândi la persoane de același sex și da, este de acum o necesitate. Mă gândeam că inclusiv la această modificare a Constituției pe care ne-o dorim să se specifice în plus că este, căsătoria este între un bărbat și o femeie în sensul definiției biologice, anatomice a omului. Pentru că pot să vină să spună, eu sunt femeia în filmul ăsta. Sau...
Să știți că am avut și această discuție cu câțiva colegi, că s-ar putea acum să fim paranoici în acest domeniu. Exact, dar, dar asta e realitatea. S-ar putea și să fie o măsură de prevedere. Dar noi nu putem modifica. Asta era discuția. Știți foarte bine că au fost doi colegi de-ai noștri, chiar din PNL, care au venit cu un amendament la această inițiativă. Și nu am fost de acord din mai multe motive cu acest amendament și până la urmă amendamentul a fost supus votului în plenul Camerei Deputaților și a fost respins cu o majoritate de voturi. Au fost totuși câțiva susținători, dar a fost absolut greșit și procedural. În momentul în care inițiativa cetățenească a venit într-un anumit mod și ne cere votul și organizarea referendumului pentru acel lucru, noi nu putem să venim și să modificăm inițiativa. Asta ar însemna desconsiderarea inițiativei legislative, pentru că noi suntem în Parlament. Noi putem să facem ce modificări dorim, dacă există consens. Putem chiar să facem modificări la Constituția României, pentru că a și început la un moment dat acest proiect și apoi s-a întrerupt datorită multor mișcări politice. Dar nu putem să intrăm acum în această inițiativă, nici măcar să completăm cu ceea ce tocmai ați menționat dumneavoastră. Nu mi se pare corect. Aș vrea să vă mai întreb ceva. La începutul lunii a avut loc o conferință la Universitatea de Vest din Timișoara, o conferință organizată de Coaliția pentru Familie, care a fost tulburată într-un mod grosolan de susținători ai homosexualilor. Am fost prezent acolo, am văzut la conferință, în timp ce cei care prezentau subiectele la conferință erau huiduiți din sală de un grup de vreo 10-15 agitatori, care urlau la orice chestie, minciună, minciună, și urlau cât îi țineau puterile. După conferință am făcut interviuri cu ei în stradă, am stat de vorbă cu ei și chiar le-am spus: domnule, sunt șocat de atitudinea voastră normală aici, putem discuta normal, și înăuntru ați urlat ca huliganii. În fine, a fost și o tânără care mi-a spus că ea este lesbiană și chiar am întrebat-o: nu ți este rușine de chestia asta? Aș spus: nu, de ce să-mi fie rușine? O alta spunea: vouă vă arde de referendum acum, cheltuiți nu știu câte milioane costă un referendum ca să modificați două cuvințele în Constituție. Pentru asta sunt alți copii care mor în spitale și sunt alte probleme în țară. Ce credeți? Ce răspundeți la acest argument? Este regretabil modul în care au ales să se manifeste acești oameni, pentru că trăim într-o societate democratică în care oamenii sigur pot să-și spună punctul de vedere, dar cu respect, respectându-și unul altuia opinia, chiar și atunci când opiniile sunt radical diferite unele de celelalte. Deci știu, chiar își făceau probleme organizatorii întâlnirii din Oradea, pentru că întâlnirea din Oradea a urmat după cea din Cluj și cea din Timișoara și am înțeles că gradual a fost deranjată prima dată în Cluj. N-au fost chiar atât de deranjanți, dar în Timișoara au făcut gălăgie mare. Și da, deci zic, nu cred că așa trebuie să ne exprimăm punctele de vedere, țipând și oprind și perturbând. Dar acest argument pentru două cuvinte în Constituție? Iar celălalt pentru două cuvinte, da, dar două cuvinte care pot să facă diferența între un tip de societate și alt tip de societate. Și noi chiar avem nevoie să întărim familia. Toate partidele au în programele lor de guvernare măsuri pentru susținerea familiei. De ce? Pentru că nu degeaba a fost numită familia celula de bază a societății. Pentru că suntem într-un declin demografic nemai întâlnit și familia formată din bărbați și femeie căsătorii sunt cei care asigură stabilitatea de care au nevoie copiii. Este cadrul în care se nasc copii. Într-o familie formată din două, nu, într-o uniune formată din, că nu pot să le zic familie, Doamne ferește, din două persoane de același sex, nu pot să se nască copii. Este absolut împotriva firii. Ei pot să-și aducă copiii, nu știu cum, dar nu pot să se nască copiii acolo. Și atunci sigur că noi trebuie să susținem familia. Oamenii sunt mai sănătoși, asta ne spun toate
rezultatele cercetărilor medicale, oamenii care trăiesc într-o familie formată din bărbați și femeie și unde există armonie în familie, sunt mai sănătoși și mai fericiți. Sigur că sunt unii care vin cu contraargumente și zic, ce, acolo unde sunt bătăi, unde soțul își bate soția și copiii și ies pe stradă, acestea sunt cazuri izolate și nu putem să facem din ele o regulă. Și procentual vorbind, în familiile homosexuale, aceste probleme de violență sunt incomparabil mai mari decât în familiile între bărbați și femei. Haideți să nu greșim și să nu le spunem familii, pentru că nu putem. Da, scuze, în aceste familii. Uniuni, da, aveți dreptate. Uniuni, da. Sau cum s-or fi numit ele. Și acum, știți, toată lumea încearcă să fie cumva atent la toate categoriile, să nu discrimineze. Da, marea noastră problemă este să nu cumva să discriminăm pe cineva și să le asigurăm tuturor drepturi. Da, dar unii invocă anumite drepturi care nu există prevăzute nicăieri. De fapt, sunt niște, eu știu, lucruri pe care unii și le doresc. Până la urmă o să avem și dreptul de a deține o mașină, dreptul de a avea, nu știu, birou acasă sau mai știu eu ce. Deci, dreptul de a crește o muscă, poate. Nu știu, deci trebuie să avem grijă puțin cu drepturile astea. Da, Dumnezeu să ajute și nădăjduim, spunea și domnul deputat Daniel Gheorghe, nădăjduim până la vacanța de vară, în această sesiune parlamentară, să se rezolve această problemă. Credeți că este fiabilă această așteptare? Este fiabilă, bineînțeles. Deci ar trebui cât mai repede. Acum, după ce acest proiect va fi pe ordinea de zi a birourilor reunite, care eu sper să se întâmple cât mai repede, și probabil Coaliția pentru Familie se va asigura că se va întâmpla cât mai repede, pentru că ar trebui să fie acolo și să solicite acest lucru. După aceea, procedura de vot în Parlament e foarte simplă și, având în vedere că toată lumea este de acord, se pare că nu avem primă cameră și cameră decizională, ci trebuie doar să ne asigurăm că există două treimi din voturi pentru această inițiativă, ceea ce, de exemplu, în Camera Deputaților înseamnă 221 de voturi pentru inițiativă, pentru organizarea referendumului. Asta se poate întâmpla într-o săptămână, pentru că deja există raport de adoptare din partea comisiilor juridice, atât de la Camera Deputaților, cât și de la Senat. Deci nu trebuie decât să fie pusă pe lista de vot final. Nici măcar în dezbatere nu mai trebuie să fie, după părerea mea. Să ne ajute Dumnezeu, Paștele să-l petrecem liniștiți, cel puțin din acest punct de vedere. Să se rezolve. Extraordinar. Da. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere, stimați ascultători, am avut legătura prin telefon cu doamna deputat Florica Cherecheș și cu domnul deputat Daniel Gheorghe. Am discutat despre votul de ieri, de fapt lipsa votului de ieri în sensul legii pentru modificarea Constituției, pentru definirea în Constituție că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!